Ateneul Nicolae Bălănescu a găzduit vineri după amiază întâlnirea aniversară a 55 de ani a elevilor, absolvenților și profesorilor Școlii de Muzică și Arte Plastice Victor Karpis din Giurgiu. Manifestarea a debutat cu vernisajul unei expoziții de artă plastică, conținând lucrări realizate în tehnici diferite și modalități de realizare variate. Expoziția a conținut lucrări efectuate de mai multe generații de artiști plastici, de la actualii elevi până la cei mai vechi absolvenți ai școlii. Astăzi, muzeograf la Muzeul Județean Teoharie Antonescu, pictorul Petra Ștefănescu a avut câteva lucrări pe simeze. Este profesor de educație plastică la Cenacul Arta Chino și la Școala Populară de Artă, un cadru didactic iubit și stimat de copii. În același timp are o preocupare majoră pentru educarea în domeniul artistic-plastic. La aniversarea celor 55 de ani ai Școlii de Muzică și Arte Plastice din Giurgiu s-a evocat memoria compozitorului Victor Karpis, dar și a profesorului Dumitru Brăiloiu, nume recunoscute în municipiul și județul nostru pentru aportul la dezvoltarea culturii pe tărâmuri vrășcene. Dragă amintiri despre domnul profesor Karpis. Foarte mulți dintre noi am făcut teoria muzicii cu dânsul. Foarte mulți au făcut orchestra cu dânsul. Dânsul a fost un om care a dirijat orchestra simfonică, a dirijat corul. Dumitru Brăiloiu, care a pus bazele acestei școli. Astăzi l-am sunat, de fapt ieri l-am invitat să vină la acțiunea noastră. Dânsul este foarte în vârstă. Vă salută pe toți și este cu gândul și cu sufletul aici cu noi. Partea a doua a manifestării de la Ateneul Bălănescu a însemnat susținerea concertului aniversar al elevilor, absolvenților și profesorilor școlii. Pe scenă au evoluat muzicieni sub interpretarea cărora au putut fi audiate lucrări ale lui Paganini, Prokofiev, Mozart, Beethoven, dar și melodii ale formației Beatles și ale nemuritoarei Edith Piaf.